Și le-a spus, vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, fiindcă oricât de bogat ar fi cineva, viața sa nu stă în avuțiile sale. Și le-a spus o parabolă. Unui om bogat i-a rodit ogorul din belșug și cugeta în sine zicând, ce voi face pentru că nu am unde să-mi pun roadele? Și a zis, iată ce voi face, îmi voi dărâma hambarele și voi construi altele mai mari și voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele. Și voi spune sufletului meu, suflete al meu, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu cel care adună comori pentru sine, dar nu se îmbogățește înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, cred că am văzut de mai multe ori atitudinea din Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o. Oameni care îl pun pe Dumnezeu judecător între frați sau oameni care își întorc fața de tot de la Dumnezeu și se apucă de construit hambare. Bea, suflete al meu, înveselește-te, odihnește-te. Dorința de a avea este, sau patima lui a avea, este o patimă foarte rea. Pentru că nu-i dă omului pace. Adică omul care este pasionat în viața sa doar să adune, și slavă Domnului, cred că toți am văzut pe câte cineva care a fost înmormântat și am văzut cât de multe a luat cu el, patima omului care este pasionat doar să adune, nu-i dă pace. Pentru că grija bunurilor pământești este o grijă care îi corupe întreaga existență. Adică nu-l mai lasă să se bucure de ceea ce are, ci stă cu mintea, râvnește la ceea ce nu are, la ceea ce și-ar dori să aibă. Lăcomia, o patimă foarte rea, o patimă care nu se poate manifesta doar în bunurile materiale, o patimă care se poate manifesta și în bunurile intelectuale, de exemplu. Că sunt oameni foarte inteligenți care cred că doar acumulând informații, doar astfel au mulțumire sufletească. Nu mai știu să se recreeze, nu mai știu, nu știu, să stea cu familia, să stea cu copiii, să vină la Sfânta Liturghie, pentru că i-au de studiat, i-au de învățat toată ziua, toată noaptea și ușor, ușor, cabinetele de psihiatrie se umplu până la refuz. O patimă, o patimă care o vedem în zilele noastre. Iubiți credincioși, omul care este mulțumit cu ceea ce are, nu înseamnă că este un om leneș, ci un om care dă adevărata valoare lucrurilor pe care le are, știe să se bucure de ceea ce are. Asta nu înseamnă că se culcă pe o ureche și spune, când mă voi trezi mâine, voi munci și voi avea pentru mâine. Sigur că are un proiect de viață, se gândește la ceva, nu ce să facă, să aibă totdeauna continuitate în ceea ce privește bunurile materiale. Însă nu se limitează doar la aceasta, ci știe să-i mulțumească în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ceea ce are. Unui om i-a rodit ogorul din belșug și cugeta în sine, ce fac pentru că nu am unde să-mi adun roadele? Sigur, nu cred că ni s-a întâmplat foarte des acest lucru nou personal.
Dar să spunem că uneori se poate întâmpla. Atunci când nu mai ai unde să-ți aduni roadele, investește-le în celălalt. Investește în săraci. Este investiția cea mai bună. O investiție care ține pentru toată veșnicia. Investește în cei care nu știu, dacă ai cunoștințe și dai pe din afară. Investește în cei care au nevoie de ajutorul tău, dacă ai prea mult timp și nu mai știi ce să faci cu el. Investește în celălalt. Este cea mai bună investiție decât să investești în alte hambare. Iubiți credincioși, ascultând această Evanghelie, să cerem Domnului harul de a ne construi hambare și în cer, nu numai pe pământ, și acolo să le umplem până la refuz. Că acolo încape mereu, mereu avem de oferit, mereu avem de făcut câte o rugăciune, câte o faptă bună, câte o pomană pentru ceilalți, mereu avem de oferit din calitățile noastre pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Să nu fim egoiști. Egoismul nu este niciodată de la Dumnezeu și egoismul este în strânsă legătură cu lăcomia despre care vorbeam astăzi, despre care vorbea Iisus astăzi în Evanghelie. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și cele pe care le-a pregătit, ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu aceea care adună comor doar pentru sine, dar nu se îmbogățește înaintea lui Dumnezeu. La ce ar folosi omului de a câștiga lumea întreagă, dar și-ar pierde sufletul? Cum ar fi să fii proprietarul a tot ceea ce înseamnă pământ din lumea întreagă? Cum ar fi să fii proprietarul universului? Nu te ajută la nimic dacă îți pierzi sufletul. Să cerem Domnului harul de a face investiții cu adevărat bune, investiții pentru veșnicie, investiții care să se facă din iubire pentru celălalt, în care Iisus cere: mi-e foame, mi-e sete, mi-e frig, am nevoie de școală, am nevoie de îmbrăcăminte, am nevoie de o vorbă bună. Lăudați să fie Iisus Hristos!